E molipsitoare în această dimineață, în mod deosebit. Bănuiesc că o să ne spună numai de bine privind la astre pentru săptămâna viitoare. Camelia Pătrășcanu alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă pregătesc de lună în leu, luni. Așa că... Ce înseamnă? Cum se traduce? Exact. În primul rând, suntem pe lună în scădere, așa că avem multe lucruri de făcut în săptămâna următoare. Ne gândim și la bani. Recuperăm bani pierduți sau dați prin stânga în dreapta. Suntem foarte atenți la investițiile făcute. Ne pregătim de sărbători și probabil ne gândim să facem cumpărături. Mercur iese din retrogradare și el așa la început de săptămână, soarele intră în Săgetător, e foarte dinamică, foarte activă săptămâna și avem foarte multe lucruri de făcut. Accentul cade pe muncă, pe hărnicie, pe colaborare, cooperare, tot felul de sarcini, muncim nu numai pentru noi și în folosul nostru, ci și pentru cei din jur. Multă, multă agitație și începe destul de tensionat săptămâna. La ce ar trebui să fim atenți în mod deosebit? Aș zice că am putea să valorificăm foarte bine acest mercur care este din retrogradare într-un semn al cooperanței financiare. Deci trebuie să îi cointeresăm pe cei din jur, chiar dacă e dreptul nostru să obținem ceva, totuși să-i facem să le placă să ne ofere lucrurile pe care, după care tânjim. Sigur că ne gândim la lucruri materiale financiare și este momentul într-adevăr să ne cerem drepturile, datoriile, bunurile pe unde le-am împrumutat, pe unde le-am lăsat, dar ar fi minunat ca oamenii să fie în rezonanță cumva și să le placă sau să se alinieze cu nevoile noastre și să ne ofere ce au de oferit. Deci cooperare cumva și cointeresare este cuvântul de ordine al acestei săptămâni. Apoi munca, efectiv. Mai ales mijlocul săptămânii, miercuri și joi, sunt două zile extraordinar de eficiente, cu multe treburi pe care le putem rezolva și nemai fiind mercur retrograd, chiar își dau drumul lucruri care au stat cumva în prag și n-au avut momentul potrivit sau oamenii potriviți, putem să le facem de acum încolo. Și să mai spunem cum ne prinde finalul săptămânii. Este foarte relaționist, așa că și aș mai pune accent pe ceva apropo de finalul de săptămână, să ne împăcăm cu persoanele pe care oricum va trebui, ca să nu le evităm, să le bifăm de sărbători, în vizite și felicitări de sărbători. Așa că ar fi bine, mai ales vineri, sâmbătă, duminică, să atenuăm discuțiile, polemicile care au avut loc cândva și poate suntem pe efectul lor acum și, dacă se poate, să ne împăcăm cu toată lumea. Revenim pentru fiecare zodie. Camelia Pătrășcanu, în scurt timp, ne prezintă horoscopul.